Am revenit. Domnul Dima, din perspectiva Moscovei, cât de cât am explicat ce se întâmpla în acei ani. Din America? Sunt câteva elemente care trebuie cunoscute. În primul rând, Statele Unite nu au ratificat în Parlament, în Congresul American, niciodată unirea Basarabiei cu România. Și acest lucru i-a încurajat pe ruși să ocupe Basarabia. Și după prăbușirea comunismului, la fel au rămas în expectativă, cumva așteptând să se cadă la o înțelegere locală. Din perspectiva mea personală, ca ziarist, am fost încurajat ani de zile să aduc în actualitate chestiunea Basarabiei, ca după conferința și conferințele din Malta să fiu descurajat. Acolo s-a ajuns la o înțelegere care nu e dată publicității. Și interesant, eu am intervievat personal și de mai multe ori uneori pe președinții României, pe prim-ministri și o parte din miniștri, atât la București cât și la Washington. Și chiar membrii opoziției, Corneliu Coposu, domnul Emil Constantinescu, când le-am pus problema, mi-au răspuns că s-o lăsăm mai încet cu Basarabia, pentru că basarabenii ei trebuie să se refacă, să se remonteze, să-și regăsească originea. Ceea ce înseamnă că și ei erau parte din această înțelegere internațională. Credeți că au fost informați atât Corneliu Coposu la momentul convins, respectiv, absolut, Radu Câmpeanu? Sunt absolut convins. Legat de Corneliu Coposu, eu am stat de vorbă de mai multe ori cu domnul. Eu am stat de vorbă cu el de 5 ori, am fotografii, am interviuri cu el. El ne-a încurajat pe noi și de-aia ne-am știut în 90 să mergem acolo. Dar în același timp spunea că nu-i de actualitate. Deci el știa ceva. Domnul Rațiu, are aceeași părere? În principiu, da, cu el am discutat mai puțin. Eram prieten, am avut multe discuții și interviuri cu el, dar nu neapărat despre Basarabia. Vreau să spun că această înțelegere internațională a fost acceptată tacit de liderii români. Le-am scris scrisori. Așa, în Statele Unite, tot timpul românii de acolo au comemorat unirea Basarabiei cu România și am participat la nenumărate marșuri, demonstrații și întâlniri de sală. Mai târziu am preluat singur, împreună cu câțiva prieteni, și am format Comitetul Român-American pentru Basarabia. L-am scris cu zeci de scrisori. Am primit puține răspunsuri. Ne-a răspuns domnul președinte Nicolae Timoftei. De la Timofte, da. Și spre plăcuta mea surprindere, după ce a fost ales Klaus Iohannis președinte al României, am scris imediat și am amintit că românii de peste Otare și din Basarabia au votat pentru el. Și mi-a răspuns personal cu o scrisoare pe care eu o consider încurajatoare, ceea ce n-a făcut niciun alt președinte de înainte și cu semnătura lui. După aceasta noi am format, după alegerea lui, un forum al românilor din Statele Unite, românii conștienți și activi, care știu ce vor și nu renunță la luptă. Majoritatea noastră suntem din vechiul exil, deci cumva am îmbătrânit, dar suntem, am cooptat și puțin tineri și am făcut și noi o declarație, apel, care, dacă doriți, seamănă cu declarația de la Timișoara, între care pun clar reunificarea teritoriului dintre Pruș și Nistru cu patria mamă, cu România, și dorința, obligația României de a se ocupa de minoritățile românești de dincolo de granițele țării. I-am trimis și această declarație, am cerut o audiență și aștept să văd dacă mă primește, pentru că e important pentru noi în America. Dacă nu mă primește în audiență, dacă nu răspunde la scrisorile noastre, înseamnă că noi nu mai putem face nimica decât să instigăm masele de oameni să facă, să se ridice, să facă ceva de jos în sus. Pentru că de sus în jos vedem această indiferență. Cu toate că și aici s-au erodat puțin zidurile, cum ați remarcat, acum aveți prieteni ai Unirii și în Basarabia și în Parlamentul României, ceea ce acum 20 de ani era mai vag. Deci există speranțe, dar în același timp ne interesează dacă la nivel înalt, președintele, prim-ministru, de miniștri, există interes și există răspuns la acțiunile noastre. Domnule profesor, spuneți, până în 1990 sau până la Revoluție ați fost încurajat în America ca să susțineți idealurile Basarabiei, să spunem, exact. Basarabenilor. Da. După imediat,
Vi s-a părut că lucrurile... Imediat a fost o tăcere. Cât? Un an, doi, trei? Un an, doi. După care a fost interpelat. Dar ce ai tu cu Basarabia? Ce lasă-i pe moldoveni să vorbesc. Și m-a simțit cumva și folosit totuși, și marginalizat. O informație pe care s-o aducem și s-o prezentăm telespectatorilor noștri. Clauza națiunii cele mai favorizate, care era răfnită și de România și de Basarabia, vine totuși prima dată în Basarabia. Ambasadorul, primul ambasador, un om care a fost la București, care a prins evenimentele decembrie 89, care a prins evenimentele din iunie 90, din, de fapt, fenomenul Piața Universității, un om pe care l-am cunoscut, am fost personal de două ori la Chișinău, nici n-am mai fost de atunci, pentru acest subiect. Clauza națiunii cele mai favorizate. S-a dat clauza și undeva în 9 jumate, în acea seară, pe data de 2 iulie, de ziua lui Ștefan cel Mare, deci au ales bine și data, m-a sunat și mi-a spus, când ne-am întâlnit, mi-a zis că sunteți frați. De ce la televiziunea română nu se prezintă știrea că astăzi Statele Unite au acordat clauza națiunii cele mai favorizate Moldovei? Sigur că m-am scuzat de pe umila mea poziție, spunându-i, probabil că n-a venit caseta încă de la Chișinău. Răspunsul meu e clar, nu cunosc exact data la care a fost acordată clauza Moldovei, dar am militat și am raportat zilnic din Congres câteva săptămâni și eram bine cunoscut în acest sens, pentru că cumva devenise misiunea mea să văd cum evoluează votul din Congres. Și știu foarte bine când și cum a fost acordată clauza națiunii cele mai favorizate României. Pe de altă parte însă, e ridicol, că nu înseamnă nimic. Nici atunci nu înseamnă nimic. Pentru momentul respectiv era o recunoaștere, era o deschidere. O recunoaștere, da. Însă, dacă le-a acordat separat, și e întâmplător că a acordat-o întâi Republicii Moldova, dar de atunci, cumva, și la un an, doi după aceasta, s-au separat apele. Eu am insistat personal, în discuțiile mele la Washington, ca ambasadorul Americii la București să fie acreditat și ambasador la Chișinău. La Chișinău. Și bineînțeles că nu, pentru că s-a luat hotărârea că sunt două țări diferite. Astăzi, da. Care, cum aceeași, se pare, aceeași poziție? Aceeași poziție. Și totuși, parcă nu. Au fost niște declarații făcute destul de prompt în anumite momente când lucrurile erau destul dacă de interesele tactice o dictează, probabil că atitudinea e mai maleabilă. Dar nu trebuie să țineți seama de orice declarație. Trebuie să țineți seama de ce spune Departamentul de Stat, pentru că acolo se ia hotărârea exactă, care se ia concordanță cu Casa Albă. Dacă un congresman sau chiar senator face o declarație diferită, nu are aceeași valoare. Dar în general, din experiența mea, și eu am depus mărturie în Congres de câteva ori și am vreo 10 lucrări publicate în Congres, inclusiv vreo 5 despre Basarabia. Un congresman, pentru că are români în districtul lui respectiv, poate să introducă în arhivele Congressional Records ale Parlamentului American o declarație în care românii și, eu știu, oamenii de știință și persoanele respective semnatare insistă că America să recunoască Republica, să recunoască faptul că Basarabia e românească și că s-a făcut o nedreptate, etc. Dar asta nu are valoare juridică, are valoare morală. E adevărat însă că multe asemenea declarații și atitudini morale pot fi transformate la un moment dat în o legislație și în recunoaștere juridică. Dar deocamdată situația nu s-a schimbat mult și aici închei. Eu susțin același lucru. Dacă Statele Unite, NATO și Uniunea Europeană are nevoie de România la Marea Neagră, de baze militare, etc., ce cere România în schimb? Nimic? Doar așa să te primească la Casa Albă, să-ți întindă o mână?
Din păcate nu l-am mai văzut, n-am mai văzut președinții noștri la Casa Albă deoarece timp. Se vorbește acum de o vizită la președintelui Statelor Unite în România. În această săptămână, domnul Eugen, v-am văzut mai devreme că da. Vroiați să aveți o poziție un pic diferită. Așa este. Noi pe lângă acțiunile pe care le facem vis-a-vis de reunirea celor două state românești, încercăm să consultăm și diplomații acreditați la București și la Chișinău, legate de această problemă. Există următoarea atitudine favorabilă la ceea ce facem noi la diplomații americani și britanici, neutră la cei francezi și italieni și împotriva a ceea ce facem noi la diplomația germană. Deci până acum singurul stat care se opune în mod clar și prin fapte, aș putea spune, aș putea da exemple de câteva dintre ele, acestei reunificări a celor două state românești este Germania. Cel puțin asta lasă impresia diplomații și acțiunile diplomaților germani în diverse ipostaze în care noi i-am găsit și ei s-au manifestat ca atare. Să nu uităm, Germania a fost cea care făcea presiune asupra ambasadorului Chișinăului de la Berlin să accepte neapărat federalizarea Republicii Moldova prin un director general, Patricia Flor, din Ministerul de Externe German. Ambasadorul a scris la Chișinău acest lucru, Patricia, întâlnirea, nota de întâlnire pe care a avut-o cu Patricia Flor și spune acolo că trebuie să se accepte federalizarea, planul COSAC, celebrul plan COSAC. De aceea, eu cred că SUA, Statele Unite ale Americii, sprijină întărirea flancului și frontierei de est a NATO. Iar acest sprijin nu poate să vină decât prin devenirea acestei frontiere din instabilă una stabilă. Ori nu poți să lași un no man's land, care este în momentul acesta Basarabia, fără o acoperire militară, fără o acoperire instituțională a Uniunii Europene și a NATO. Singura modalitate realistă, repet, realistă, ca această frontieră să fie stabilă, frontiera NATO și UE, este reunirea Basarabiei cu România. Nu există, tot vorbesc politicienii și de la București și de la Chișinău, de o integrare europeană. Sigur că da, se poate discuta, este un proiect care poate să curgă de aici 30 de ani, dar de aici 30 de ani noi nu putem garanta ca în acest no man's land în care sunt 3 milioane de români nu se întâmplă accidente geopolitice de tipul celui petrecut în Ucraina. Aveți senzația că totuși după alegerile care au avut loc în toamnă, mă rog, revenirea lui Klaus Iohannis la conducerea României, prezența lui la Chișinău, s-a dus la Chișinău, nu pot să spui că nu a onorat invitația. Credeți că poziția germană este posibil să fie să se schimbe? Nu. Nu. Păi nu cred. Înseamnă că diplomația română trebuie să devină mai activă. Ba din potrivă, eu mă tem că poziția României exprimată până în momentul de față vis-a-vis de Basarabia să nu fie influențată de Berlin în acest moment. O spun foarte franc. Nu intervin eu. Vă rog, domnule. Eu sunt neamț în momentul ăsta. Vreau să mă unesc. Nu mă interesează. Da, nu vreau că nu vreau să Margaret Thatcher nu vroia. Nici Mitterrand. Mitterrand nu vroia. America nu vroia. Dar noi ne-am unit că până la urmă s-ar putea să crească o situație acolo când inclusiv pe germani, eu nu sunt atât de sceptic în prinț german, să-i punem în fața faptului împlinit. Adică până la urmă eu consider că orice ar vrea exteriorul, cu toată puternicia imperiilor, de 2000, de 3000, de 6000 de ani de când a apărut imperiul, de la Hammurabi și până încolo, până la urmă... Voința. Că dacă se decidea... Și eu am o experiență. Știi ce mi-au spus mie colegii? Deci noi nu știam ce să facem cu Republica Moldova, să o recunoaștem sau nu o recunoaștem, că să nu supărăm România. Erau unele țări, inclusiv prietenii mei baltici, zic, noi cum să procedăm? Noi simpatizăm România. Dacă n-au văzut că România s-a găruit și prima a recunoscut, atunci au dat drumul la chestia asta. Adică dacă tinerii ăștia vor face, n-avea în control nici America Matale, nici Germania Matale, nici nimic. Așa este. Da, deci se va vota.
Deci trebuia depus... Și nici Rusia lui Putin, care dar promite nu, că nimic, nu va mai candida. Ce s-a întâmplat dacă noi reușeam și votam reconfirmarea actului unirii? N-avea să facă nimic. Deci ce? Cu experiența dumneavoastră de atâția ani așa, politică și deci, de viață, spuneți clar, atunci când un popor nu se supune, un popor vrea ceva, nu poate să-i facă nici măcar cea mai mare putere din lume să se opună. Când majoritatea din acel popor este unită și are un ideal și o credință. Vă dau un exemplu concret istoric. Când bravul popor, mulțuferindu-l popor, care 30 de ani a luptat și nu s-a supus niciodată, unicul care nu s-a supus Imperiului Țarist a fost Cecenia. Și când după 1991 a declarat și l-au ales pe cel mai bun general sovietic, Dudaev, l-au ales în fața președinte. Și acest popor s-a declarat independent și nu-i făcea nimic. Două războaie consecutive. De ce Occidentul l-a mortificat și l-a distrus pe Dudaev? Deci chestia este cu totul altceva. A vrut cecenii și au ieșit și au demonstrat. Eu îi spuneam, domnul Popescu, eu sunt impresionat, fiindcă cât am fost în Uniunea Sovietică, știam că armata sovietică este puternică prin componența ei ucraineană. Tot corpul ofițeresc la mijloc și partea tehnică erau ucrainenii. Ca să văd acum, după 25 de ani aproape, când ucrainenii au fost atacați, ei nu s-au descurcat, să mă ierte frații ucraineni, nici măcar cât micul popor de 2 milioane a cecenilor, cu generali în frunte, adevărați, cum a fost Dudaev și asta. Deci, părerea mea, vă place sau nu vă place, ținem cont de ce vrea Margaret Thatcher, de ce vrea America, de ce vrea Budapesta, de ce vrea Kievul, dar dacă ei vor vrea și dacă vor spune că noi vrem și ne-am unit, ei nu o să vină cu tancurile să ne dezunească. N-avem general, dar avem locotenenți, mici locotenenți care acționează prea pe cofornicile. Prea tare toată boala Bucureștiului și toată meteahna Chișinăului, că totdeauna mătușa, nu te lasă mătușa, cade drobul de sare, că vine Mesia, că vine Iehova, că vine Satan și totdeauna, cineva nu-i dă pace. Dar tu ce vrei? Ce vor ei? Păi da, ce vor? Ia da. Și dacă ei vor, atunci vor învinge. Asta este certitudinea și sunt foarte... Frumos, bună încurajare, sunteți alături de ei și pentru acest lucru am aflat și aflu mereu lucruri frumoase, spun despre dumneavoastră. Da, generația mea a reușit și Uniunea Sovietică s-a prăbușit nu din cauza Americii. Triumful națiunilor, rebeliunea națiunilor. Uniunea Sovietică n-a fost atacată de nici de americani cu bomba lor atomică, nici de nemți. Uniunea Sovietică s-a destrămat din interior. Și asta este cauza destrămării, din interior. Și acum, dacă se va întâmpla ceva cu Rusia, tot din interior. Cu certitudine. Nu se teme nici de America, nici de Europa matale, nici de China, totuși se teme din interior. Slăbiciune. Mădălina Hițuleac, voi sunteți locotenenții. Noi suntem locotenenții, am vorbit aici, s-a discutat în seara asta despre momentul când s-a ratat unirea. După acest moment... Erați născuți și când s-a ratat unire? Unii dintre voi nici măcar... Eu una nu eram. Acum unii dintre noi au mai fost. Eu una nu eram. Ideea e că după acest moment când teoretic s-a ratat unirea, nu s-a mai vorbit despre unire până când am apărut noi. Și noi am reușit prin muncă să aducem subiectul unirii, subiectul Basarabia pe agenda publică, atât a parlamentarilor, atât a presei. Și acum considerăm că am creat un moment favorabil unirii celor două state românești, ne uităm ce se întâmplă în Ucraina, ne uităm la clasa politică de la Chișinău, care nu înțelege până la capăt parcursul european. Și conjunctura geopolitică ne ajută. Vă ajută și ne Dumnezeu ajută. Probabil că ne ajută pe toți. Te rog. Dumnezeu e român, cum se spune. E român, da. Ne ajută și conjunctura, dar ne ajută și munca din spate, din ultimii ani. Dacă la primul maș eram 3.000 de oameni în stradă aici la București, apoi eram 8-9.000. La primele acțiuni erau chiar mai puțini. Erau chiar când mai puțini. Când mergeam pe la ambasada Moldovei eram 300, 200, 500. Exact. Ne bucuram chiar și de 100 în stradă. Ne bucuram. Acum, s-a crescut. Acum la ultimul maș am fost 12.000 aici în București. La Chișinău la fel. A fost în jur de 10.000 în 2012. Am creat un context favorabil. Am făcut niște pași care ne aduc tot mai aproape de unire. În Basarabia, cum spunea și domn profesor, simțământul ăsta românesc, dorința de unire trebuie să pornească de jos în sus. Nu mai avem speranțe de la clasa politică decât dacă o forțăm noi. Și la Chișinău încercăm să ajungem la omul de rând,
să ajungem cu spotul unioniste, să spunem ce înseamnă unirea. Unirea înseamnă justiție eficientă, unirea înseamnă pensii mai mari, salarii mai mari și cum ar mai putea să spună românul moldovean că nu vrea unirea când Rusia îi impune embargoul alimentelor, pe când România îi dă pensii mai mari, salarii mai mari și pe asta mizăm. Dacă, să zicem, fraza frații de peste Prut, același sânge, o să devină, dacă nu a devenit deja una expirată, lucrurile pragmatice nu mai pot fi refuzate. Dragi telespectatori, trebuie să vă mărturisesc că în această iarnă, la un moment dat, o delegație de 12-14 copii, între 15 și 18 ani, a venit la București, i-ați adus pentru a le da premii la cei care au un site într-un sat, nu știu unde, aruncat sau uitat de lume. Și mi-am dat seama atunci, Eugen, ne-am întâlnit atunci și mi-am dat seama, dom'le, formidabile acești copii. Deci reușesc să aducă un elev, sau elev, că erau toți elevi, nu erau studenți, din un sat rătăcit, așa cum spuneam. Dumneavoastră i-ați văzut pe cei 15, noi anul trecut am adus 1500, anul ăsta dorim, nu doar prin forțele noastre, să aducem 10.000. Dar avem nevoie de ajutor și apelăm la parlamentari, apelăm la instituții. Da, mai găsim un hotel nu știu pe unde, mai găsim o masă nu știu pe unde. Exact. Important este să-i aducem aici, să interacționeze cu realitatea din România, să vadă că sunt români, că vorbim aceeași limbă. Că... Să simtă că e țara lor. Deci acel copil se întoarce în localitatea lui, spune la prietenii, la colegii lui de școală. Eu am fost în România, mulți dintre ei nici nu ajustese, nu pusese piciorul pe pământul media rusească, țării mamă. Media în Republica Moldova e acaparată de Rusia și informațiile privind România nu ajung. Dar atunci când le aduce aici și intră în contact direct cu românii, cu România, deja nu mai ai cum din să... Din păcate și în România o mare parte a mediei este slugarnică față de Est. Nimic nu se compară cu... Probabil că o să află mai multe din anchetele astea DNA-ului. Dacă tot au pornit acum, probabil că până la vară se va afla... Poate curăță sistemul. Da. E greu să-l curăț de tot, dar... Poate capotează sistemul ăsta, cred, am încredere mai mare. Cât ați spus dumneavoastră că aveți parlamentari 100? Nu. În grupul Prietenii Unirii sunt acum vreo 53. Așa. Acum vă spun eu, când am format Consiliul Național al Reîntregirii a Unirii la Iași în 92, de fapt l-am format la 1 decembrie 91, am avut în frunte numai pe regretatul Ion Alexandru și Claudiu Iordache. A fost inițiativă. Când ne-am adunat la Iași ca să facem acesta, să-i dăm formă juridică, au venit de la București 24 de deputați, dar de la Chișinău 60. E, acum v-aș ruga, deci fiți atenți. Deci, 60, noi am venit... Evoluție din punctul ăsta de vedere, da. De asta spune deci, și eu, gen, insistăm, iertați-mă, că era un moment atunci. Nu, noi, pe lea, dar era de acum în 92, sigur, Uniunea Sovietică nu mai exista. Era un moment, sigur, atunci nu neagă nimeni. Eu vă spun că nu puteați vrea să uniți Uniunea Sovietică, dar după ce a dispărut Uniunea Sovietică, nimeni nu ne-a împiedicat, numai noi am fost răi. Dar 60 am venit și colegii mei de la Chișinău zic, păi noi suntem mai mulți. Am așteptat să vin, numai 24. E, acum ziceți, v-ați ridicat la 50. Frumos. Acum vă rog frumos, ia să vedeți. Peste 100 dintre ei s-au îmbrăcat în tricolor cu vasăra de România. Acum, vreau să mă întrebați, eu, în guvernul meu, dacă îmi pot spune așa, guvernul pe care îl prezida eu, și așa se spune, și e pus, nu, că nu a sunat. E corect. În guvernul cel pe care eram eu, făceam parte și îl conduceam, eu suspectam de unionism 4 persoane. Pe ministrul culturii Ion Ungureanu. Pe domnul Ungureanu, da. Așa, pe ministrul învățământului domnul Matcaș, pe viceministrul sănătății publice Login Alexeev și a patrua pe mine personal, mă autosuspectam de unionism. Restul nu era nimeni. Printre parlamentari, v-am spus, printre parlamentari au fost 60. Ăștia erau pe linia Frontului Popular, pe Frontul Popular. Ei, acum depistați cam câți, eu nu știu, în actualul guvern. La Chișinău? La Chișinău. Deci nu am să vă dau o sarcină de partid, ca să glumesc așa, unioniști, da? Sunt unioniști acoperiți, ca să mă arăt. Ca să te fie un trend. Păi da, asta e realitatea. Da. Sunt sub acoperire în guvernul de la Chișinău și sunt și în Parlament. Și sunt și în Parlamentul de la Chișinău. Cei mai periculoși. Sunt cei mai periculoși. Cei mai periculoși. Așa zicem, pentru dușmanii unii, sunt cei mai periculoși.
Nu, ei sunt acolo, sunt unii cu siguranță care vor unirea și care au uneori un comportament cameleonic. Când vor vedea că opinia publică înclină foarte mult către, cu toții se vor da, dar nu știți că și eu v-am spus eu de mult și mama și tata care au fost în Siberia vor spune. Acum, deci, sigur, se vor da foarte mulți unioniști. Toți umblă și eu îi știu, eu am listă care au votat pentru referendum și o țin acolo, dar ei acum se laudă că au luptat și sunt veterani și au votat în independență, dar n-au votat independența. Deci așa este. Așa dar este, nu vă descurajează chestia. Natura umană servește așa uneori și poate să servească și unirea. Deci, în orice populație, și asta este structura biopsihică, a doua structură este. Deci unirea este ceva nou. Pe mulți îi sperie, de acord? Ei nu știu ce s-ar putea întâmpla. Reacția la nou este numai 7% din orice populație, nu că numai la români, orice, ei, peruși, americani, 7% sunt deschiși, inovatori, sunt filoneiști, iubesc noul, hai să ne schimbăm, să vedem. Dar 50 plus 1 sunt expectativii, căldicei, nici prepea așteaptă unii încotro barte vântul. Le este frică o eventuală participare din punct de vedere... Și atunci înțelepciunea poporului... Economică, să spun așa, adică... Economic, ce să fie cu mine, ce se întâmplă... Că pur și simplu ar trebui să plătească din buzunarul lor această... Nu se știe ce va fi. Și atunci vine înțelepciunea poporului român care a spus că e ceva nou care te sperie și atunci... Așa e soarta boului vițel adult să stea la poarta noului nițel mai mult. E drobul de sare, se gândește și așteaptă. Cât credeți că ar costa România, această unificare ar costa statul român? Nu e vorba doar de sus. Nu, e clar că... Statul român și până la urmă și în partea cealaltă se produce, Uniunea Europeană totuși... Probabil că ar cotiza la un moment dat... Și ar trimite niște fonduri pentru armonizarea legislației. O face oricum Uniunea Europeană în acest moment. Personal nu sunt economist, nu știu cât ar costa, dar știu un lucru, că problemele sufletești nu se măsoară corect, bani. Corect, asta așteptam să spun eu, mai ales dumneavoastră care sunteți plecat din țară de atâția ani. Nu contează și nu se poate estima în bani sufletul românesc și aducerea românilor acasă. Dar spuneați de nemți că au reținere, domnule Eugen. Păi ei au uitat că s-au unificat și cât de a costat această unificare în 1989. Eu cred că ei au această idee că ceea ce se cuvine unuia nu îi se cuvine celuilalt. Fără îndoială, ei au făcut această reunificare a celor două state germane, aducând 17 milioane de est-germani peste noapte în Uniunea Europeană. Deci rețineți, 17 milioane de est-germani de la o zi la alta au trecut în Uniunea Europeană. La noi n-ar fi vorba decât de 3 milioane de români basarabeni, nu foarte mult, și fără îndoială eu cred că nu se pune problema de costuri, pentru că domnul prim-ministru știe, unele județe din Focșani, Vrancea și așa, zona Focșanului, zona Vrancea, Vasluiu. Deci este absolut incorrect această problemă cu costurile. Corect. Zicând totuși, mergând în discuție... În 90... Și unul, opoziția de acolo, exact așa gândea. Venea și mă lua pe mine din Astor și zice... Păi de asta vă și întreb, pentru că vă gândesc că și astăzi poate... Ce spuneau ei atunci? Domnul prim-ministru, eu mă scuzați să vorbesc în dialectul lor. Iată, ești un om învățat, noi te respect. Eu te înțeleg, ești frații noștri, dar nu ne trebuie unire, ei sunt săraci. Pentru că atunci noi eram săraci. Da. Deci în 1991 nu se putea face unirea și din această cauză, fiindcă ei au fost deprinși că sunt imperiu, că mănâncă caviar cu lingura, că beau coniac cu paharul de ăsta așa mare, și vin cu borcan, umblă cu Volga neagră. Eu pot să vă vorbesc în ore întregi de imagologie și de politica sovietică la frontieră. Bine. Și când acolo să ne unim cu România, abia la 15 februarie, când a căzut rubla, când s-a egalat, atunci au început să vadă, fiindcă mentalitatea nomenclaturii sovietice din Basarabia, românilor Basarabia, e așa, Uniunea Sovietică din mai bine în mai bine, România din rău mai rău. Dar de ce? Prin definiție, adică nu poate fi bine în România. E, uite că acum un pic e mai bine. Dar eu vă spun tranșant, niciodată, nici în timpul Rusiei țariste, nici acum, județele din dreapta, deci niciodată n-a putut să reziste în concurență județul Botoșani față de județul Bălți.
Deci net superior a fost județul Bălți totdeauna. Niciodată, nici acum, județul Suceava nu a făcut față față județul Cernăuț. Și acum, dacă dumneavoastră vreți și vă temeți că vine, ăștia nu sunt niște ologi, niște milogi. Cât ați spus că e creșterea economică în România acum? Poate fi în Basarabia până la 6-5%. Și atunci dumneavoastră luați așa, istoric, luați județul Chișinău, județul Iași și județul Cluj. Da? Și veți vedea suprafața, resurse umane, faceți absolut toți indicii și veți vedea că județul Chișinău este superior. Deci, asta și spuneam mai devreme, ei vor veni cu aportul lor. Ce, adică noi stăm degeaba și să luăm orfelenat, pe productivitatea muncii în județul Orhei este mai ridicată decât productivitatea muncii în județul Vaslui. Deci nimeni. Județul Soroca nu se pregătește să trăiască pe spinare județului Sălaj. Deci lăsați chestiile. Să lăsăm chestiunea asta. Nu chestiile. Noi. Să o lase cei care o invocă. Care o invocă, exact. Eu sunt de părere că rușii lucrează foarte puternic prin diversiune și subversiune. Și multe din aceste statistici sunt lansate chiar ei. Chiar de ei. Exact. Încă o dată este cu totul secundar. Unirea este chestiune psihologică și cât costă, indiferent cât ar costa, trebuie făcută. În loc să ne gândim unirea face putere, în loc să ne gândim ce înseamnă când amplificăm piața de desfacere, da, în loc să ne gândim când luăm procesarea, piața de consum a malului drept, cu pământul fertil peste măsură din Basarabia, când am putea să devenim, să refacem acest complex agroindustrial de care vorbesc eu, cu sursa de materie primă, în loc să ne gândim la București. Băi, fraților, voi știți ce a fost Republica Sovietică Socialistă Moldovenească în cadrul Uniunii Sovietice? A fost locul întâi la producția pentru materie primă, pentru farmaceutică, cosmetică și ce mai este, și medicinală. Locul întâi la producția de materie primă pentru țigări și așa mai departe. Locul doi la zahăr. Locul întâi la pomicultură, viticultură și așa mai departe. Dumneavoastră știți sau nu știți că în complexul agro-industrial Basarabiei se făcea mâncare pentru cosmonauți. Eu când am devenit prim-ministru, mi s-a spus că domnul Duga a doua zi trebuie să merg la Bălți să iau în primire secția de cum se numește asta? O secție specială pentru îmbutelierea vodcă. De ce am eu cu asta? Și asta e vodka pentru corpul diplomatic și pentru Kremlin. Când ai aflat ce se făcea acolo. Deci nu este, nu se pune problema. Acum că vă spune cineva că eu o duc, că eu, păi bine, dar mașinile luxoase la București, la Chișinău, sunt mai mult per capita ca la București. Basarabienii care lucrează alături de frații lor din alte regiuni, în Spania, în Italia și mai departe, trimit regularitate miliarde. Scepticii din România, dacă aceia, cât sunt... Da, totuși, aceia care sunt și care ceea ce spune domnul prim-ministru, ar trebui să înțeleagă că un singur obiectiv avem. Și acela este, din punctul meu de vedere, cel al spiritului românesc și a unificării. Pe noi ne-ar interesa că... un lucru, dacă dumneavoastră spuneți că aveți prieteni și domnul Dima vede în America, totuși, care este motivația Americii că nu au recunoscut? Dumneavoastră nu puteți să vă dați seama ce avantaj au avut balticii față de noi din cauza că în America erau în exil, că America n-a recunoscut invers anexarea de către Uniunea Sovietică a țărilor baltice. Deci pe mine eu rămân ignorant și nu pot descifra. Cu Germania mă descurc eu cumva ce cu Germania. Dar America, de ce? De ce crede că balticii pot să fie liberi, dar noi nu putem? De ce interes au avut ei? Ce îi mișcă? Ce au avut? Eu cred că noi suferim și am suferit. Cumva această, domnule Eugen, doar să vedem, cumva, întrebare, cumva această unire, această recunoaștere, nu întotdeauna a venit sau a trebuit să fie, să mai treacă prin vreo capitală, nu doar la Washington? Asta eu vă întreb că sunt provocator, vă provocează, nu mă întrebați bine, da, eu vă provoc, să facem cine, totuși odată cineva va avea curajul. Să zicem cine, ca și Traian Băsescu acum, după ce nu mai e președinte, să gândiți. Nu, păi trebuie să mai descifrați asta... până la urmă. Poate că am descifrat-o, dar așteptăm vremuri mai bune, așteptăm liniștirea spiritelor, a sufletelor, să ne lasem pace, să venim, să vină acasă, pentru că e normal să vină acasă. Sau cineva vrea să-i mai țină puțin departe de noi,
ca să se apropie ei mai mult. Că, că noi tot îi dăm cu Rusia, cu Rusia, cu Rusia. Chiar cel care ne-a făcut atâtea bătăi de cap, domnul Voronin, cu motivația lui, el n-a fost adus. S-ar putea să se supere unii pe noi, pe noi doi acum în această seară, pentru că ați și spus că sunteți provocatori, că așa, da. Iar eu v-am ținut isonul. Cred că au mai fost unii care au gândit că ar fi bine să rămână Basarabia, pentru că prea e bogată, prea are vin bun, prea are fete frumoase, prea e un popor bun și în răbdător. În viziunea cui și cum văd ei viitorul? Noi suntem unioniști și îl vedem numai în cadrul țării. Ce zice geopolitica? De ce opuneți atâta rezistență? Domnul Dima, teoretic așa este. O România, și asta le scriu eu senatorilor americani. O Românie întregită și puternică ar consolida alianța NATO în Europa și ar adăuga un element pozitiv important la politica de securitate a Statelor Unite, care se întinde la ora actuală până la Marea Neagră. Dar nu mă ascultă, pentru că politica e făcută la nivel foarte înalt. Însă noi, neobosit, le transmitem acest mesaj. Mi-e foarte greu să discern. Am discernat anumite elemente ascunse, și anume că s-a luat o hotărâre și că nu vor să schimbe această hotărâre. Nu vor schimbarea frontierelor, cel puțin până la ora actuală. De ce? Acele frontiere pe care credeți că le-au stabilit și le-au convenit și le-au semnat? Le-au semnat de la, după al doilea război mondial și la Malta. La Malta. Dar și asta e pe o perioadă. S-au schimbat frontierele, domnule. S-au schimbat, dar s-au schimbat în interior, nu s-au schimbat în exterior. Au fost dizolvate câteva țări. Unde ce schimburi teritoriale ați văzut dumneavoastră, unde un teritoriu s-a alăturat altuia? Iugoslavia și Ceoslovacia s-au scindat. Uitați-mă că s-au schimbat frontierele acum și în Ucraina. S-au schimbat frontierele și în Georgia. E stare de război. S-au schimbat frontierele și da, în Georgia. Da, dar s-a făcut prin stare de război și e nerezolvat conflictul. Dar aici nu s-a ajuns la război. Aici frontierele nu vor să le schimbe, pentru că probabil se tem că dacă schimbă o frontieră, se rupe un sac și e posibil să le schimbe toate. Dar cine se schimbă? Că deja unii, o parte, a schimbat frontierele. Una din părți a schimbat frontierele. Eugenie, ia spune-mi și mie, te rog frumos, câte pașapoarte românești sunt în dincolo de Prut? Aproape jumătate de milion. Aproape jumătate. Jumătate de milion de pașapoarte românești sunt date. Redobândirea cetățeniei de către românii basarabeni, care și-au pierdut-o prin fără voința lor. Nu, dar chestia asta cu frontierele, eu eram la Tallinn în 75, când s-a votat celebru cu Brejnev, le-a impus pe gât cu neschimbarea frontierei și mai departe. În 75, vă amintiți? Dumneavoastră trebuie să vă amintiți. Da. Bun. Și am văzut ce tragedie era pe fața colegilor și prietenilor mei baltici. Eu luasem atunci niște așa, asta și eram, aveam într-o dispoziție și îmi zic, stați mai, nu pierdeți, astea sunt, dar astea se schimbă. Și din 75 până 85, până 95, chestiile astea, faptul că unele capitale a marilor imperii sau mai puternicilor lume sau supraputerilor, ei vor să mențină un status quo cu orice preț, asta e voința lor. Dar status quo nu poate fi menținut prin definiție toată viața. Deci se schimbă lucrurile. În tratatele internaționale mai avem doar foarte clar, două minute. Te rog să nu se pot schimba frontierele prin forță. Dar asta România n-are de gând niciodată să se ducă prin forță să ocupe Basarabia. Madalina, nu le schimbăm prin forță, le schimbăm prin spirit, le schimbăm prin populația de dincolo de Prut trebuie să accepte prin cântec și prin apelul României mereu acolo. Și prin fapte mereu, mereu prezență în stradă, mereu prezență în școli, în Parlament. Numai puțin, vă rog, te rog. Zic, schimbăm lucrurile prin fapte, fiind prezenți mereu în școli, în licee, în stradă, în Parlament. Noi suntem reprezentanți ai societății civile. Am crescut o mișcare unionistă aici în România, creștem una și în Basarabia. Aceste două, la un moment dat, se vor identifica una cu alta. Mai rămâne apoi doar decizia clasei politice, care cu greu cred eu că se va opune. Vă dau un sfat.
dacă tot mergeți duminică acolo, cereți o întâlnire cu ministrul transporturilor din Moldova, să facem o garnitură București-Chișinău, ca să, care să fie liberă, să nu mai plătească nimeni, ca puteți circula și să vină și tinerii. Hai că nu pierd cele două state prea mult dacă punem o garnitură liberă și lăsăm să meargă București-Chișinău măcar o dată pe săptămână. Pe săptămână, nu pe zi, o dată pe săptămână. Din păcate nu mergem atât de mulți la Chișinău, deoarece trăim niște absurdități, cum că avem nevoie de pașaport să mergem din România în România, pe când din România în Albania, de exemplu, și în alte țări care la fel nu sunt încă în Uniunea Europeană, nu avem nevoie de pașaport. În schimb, în Republica Moldova noi avem nevoie de pașaport. O situație absurdă pentru față de care noi am protestat în urmă cu două săptămâni, dacă nu mă înșel, în fața Ministerului de Externe și în fața ambasadei. Acum așteptăm să vedem cum se va concretiza și sperăm noi ca în viitorul apropiat să fie scoase aceste pașapoarte. Țineți cont de sfatul meu și totuși insist. Mergeți, cereți o audiență la Ministrul Transporturilor de acolo, după care veniți la București și poate că prin prietenii care vi-ați făcut acum și în Parlament și în Parlamentul de la Chișinău. Cu reducere de unionist să fie. Să fie, nu, să fie gratuit, o dată pe săptămână, o garnitură, pleacă românii în vizită la Chișinău și vin cei de la Chișinău la București. Domnul Dima, un ultim cuvânt. Nu mai avem decât un minut. Când batem la ușile oamenilor politici americani, ne întreabă ce bine, bine, voi insistați. Dar de România de ce nu face nimic? De ce nu se discută această problemă a unirii în România? Pot să vă spun, nu o să divulg sursa, dar cu certitudine sunt interesați, au contacte la București, există oameni politici la București în care au americani încredere și pe care, și împreună cu care, lucrează pe axa București-Chișinău. Este un lucru pe care l-am văzut și l-am simțit în această primăvară. Sunt speranți. Cred că evenimentele recente va face ca această acțiune să fie accelerată. Și de-aia am speranțe. E încurajator ce spuneți. Dumnezeu este român, spune Mădălina. Domnul Druc? Odată m-am convins că eu, care declar că am încredere în tânăra generație, m-am convins și din cele ce a spus și Mădălina și cred că ei, dacă vor ști ce vor și vor vrea acest lucru, îl vor realiza. Deci totul depinde de tânăra generație. Fiecare generație are probleme și le rezolvă. Și dacă ei vor crede în idealul lor, va fi realizat. Asta e posibil ca acest ideal să se realizeze măcar acum când așteptăm să împlinim 100 de ani. Este o certitudine. 2018 poate să fie un an astral, din nou românii să fie acasă împreună? Da, deci este o certitudine reunirea celor două state românești. Rămâne să vedem dacă noi încercăm să grăbim lucrurile și să facem până în 2018. Să încheiem un cercul. 2018. Deci aveți această... Da. Păi e romantic, e frumos. Da. E simbolic. Visele se împlinesc, istoria se repetă, nu numai tragic, dar și în bine. Sigur. De ce nu? Și avem nevoie de toți românii să sprijine lucrul ăsta. Când aud de acțiunea 2012... Să iasă în stradă, să convingă omul de lângă ei de necesitatea acestui copii curaj ideal național. Voi creșteți, ați crescut mult față de începuturi, vin generațiile, îi prindeți mult mai ușor acum. Sperăm să nu lăsăm idealul ăsta și generații viitoare. Vorbeam de 3 ani acum. Gata, 2018 trebuie realizat. Punem toți umărul, Dumnezeu cu noi. Și sperăm ca ceea ce multe generații și-au dorit, inclusiv cei din exil care așteaptă acest moment de când sunt plecați acolo. Parcă sunt mai patrioși cei care sunt plecați. Păi să știți că mulți sunt. Foarte. Și să simt ofensați când vin în țară și întreabă, dar dumneata ce te consideri? E o întrebare insultă. Pentru că dacă ai plecat la o altă vârstă, am plecat la 30 de ani, deci nu te mai poți schimba. Avem sprijin în exil pentru avem, sigur că. Acești tineri minunați. Dragii mei, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară la emisiunea Dor de Adevăr. Mădălina, domnul Druc, Eugen, domnul Dima, patru oameni minunați care încurajează acești copii pentru un ideal. Idealul de a ca în 1918, măcar în 2018, la 100 de ani, de la mica unire, cum s-a numit de atunci,
să dea Dumnezeu să fim cu toți acasă, să putem să sărbătorim împreună și de ce nu chiar integrarea în Uniunea Europeană a întregului spațiu. Prin România, România intră și în Uniunea Europeană și mă, sub umbrela NATO. Mă, păreri de rău, nu avem 17 milioane, numai 3, dar da, sunt scuzați. Nu avem ca nemții. Nu avem 17, avem 3, dar suntem sinceri. Sigur. Vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit în această seară și vă doresc un weekend minunat și aceeași urare. Să nu uitați să rămânem oameni.